Bună ziua și bine v-am regăsit! Invitatul meu de astăzi este un hunedorean pasionat de fotografie și de aparate de fotografiat. El este Dan Tămaș. Haideți să-l cunoaștem! Are 57 de ani. Este doctorand în arte vizuale și lucrează ca și tehnician la Facultatea de Arte Plastice din Cluj-Napoca. Este deloc din Hunedoara. Iubește fotografia de când se știe și a început să colecționeze aparate foto încă din adolescență. Dan Tămaș ne povestește mai multe despre pasiunea sa. Cred că eram prin liceu, prin ultimii ani de liceu, când am primit un aparat, un optior românesc, dar a fost primul aparat și m-am bucurat să-l am, dar mi-erau dragi atunci, deja mi-erau dragi, dar nu-l aveam, râvneam la el. Nu chiar toată lumea avea un aparat de fotografiat, era așa o poveste, o om cu aparatul de fotografiat sau faptul că poți să fur din ceea ce înjuri ca realitate, să încerci să fur cu aparatul tău și wow, poze făcute de mine. Astăzi nici nu mai pot să spun că am ales să colecționez sau nu, mă fascinează, totdeauna m-a fascinat. Pe undeva cred că ele m-au ales pe mine. În momentul când am depășit prima sută, apoi a doua sută, îmi dau seama, nu... Și mereu, la fel de dragi, la fel de cu drag le adun. Câte aveți acum? În jur de 500, dar nu numai aparate de fotografiat, orice legat de imagine. Și pe primul îl mai aveți? Cum să nu? O să-l am totdeauna. Dan Tămaș are în colecție aparate și aparatură de fotografiat din toate timpurile și de toate modelele. Lucruri demne de un muzeu. Obiecte pe care le-a adunat cu drag de-a lungul timpului. În timp s-a conturat clar ideea de colecție, colecție nu neapărat tematică pe un model sau pe o firmă, nu. Absolut tot ceea ce se poate spune despre aparatele de fotografie. Normal că mă bucur să am aparate cât mai vechi, să încep povestea de la început, dar la fel de aproape de mine și aparatele digitale din prima generație. Eu stau și mă opresc și dacă îmi permit cumpăr un aparat de 0,3 mega din 98 sau din 97. Și chiar am primul Nikon din seria Coolpix. Când au început să apară aparatele digitale? Prin 80 către sfârșit. Și aici e ceva de spus. Practic, vai cât vorbim despre asta. Practic, ideea de a face imagine pe un senzor a apărut prin anii 60 la sfârșit, ca și provocare pentru o firmă dată de un guvern. Dar le-a trebuit vreo 20 de ani să reușească să obțină ceva palpabil. Investiția a fost uriașă, rezultatele sunt extraordinare. Iar primii? Primii... Nu pot să vă spun exact cine a făcut primul aparat.
Sony Mavica, un model vechi, printre primele, Leica, dar pot să vă spun clar că primul aparat digital de 10 megapixeli a fost făcut în 93 de Leica. În 93, când nu știau nimic despre un format, despre caracteristici ale imaginii digitale. Dacă facem așa o scurtă comparație între aparatele digitale și celelalte vechi pe film, care ar fi avantaje, care ar fi dezavantaje? La unul da, și e, bine, e bine că a spus problema așa. În general, lumea mă întreabă care sunt mai bune. Și ca suflet merg înspre cele pe film. Pentru că e povestea fotografiei. Digitalul este un alt fel de fotografie, un alt mediu, cu totul altceva. Dar ca și pragmatism, să spunem, cu toate că sunt scumpe, încă. Aparate practice sunt digitale. Foarte simplu de folosit, foarte simplu de manevrat. El face totul, nu trebuie să te chinui să developezi și așa mai departe. În plus, procesele automate în expunere. N-aș putea să spun că unul e mai bun decât celălalt. Depinde din ce punct de vedere privesc. Dacă privesc ca și un fotograf de reportaj, clar că lucrez cu un aparat digital de calitate. Artist fotograf, merg spre portret, prefer să lucrez cu un Mamiya sau un Hasselblad sau un aparat pe plăci sau nici nu-mi cap pe discuție. Dan Tămaș nu doar colecționează aparate de fotografiat, le cunoaște istoria, dar le și folosește. Cum nu se poate mai bine? Hunedoreanul este un adevărat maestru în calea fotografiei. Astăzi mă pot bucura de liniștea de a lucra pe film. Pentru că este greu accesibil, se găsește. Dar s-a pus deja filtrul apariția digitalului și sunt foarte puțini cei care lucrează. Eu pot practic să fac orice. Am renunțat și la film, lucrăm pe colodiu. Facem negative pe sticlă, punem colodiu, le sensibilizăm și în școală se face lucrul ăsta. Cine vrea, bineînțeles, munca e, dar rezultatele nu se compară cu digitale. Foarte mult mă acuză pe chestia asta, nu condamn digital, nu condamn. Nu, iubesc aparatele sau tehnica fotografică indiferent de când este. Dar acum am posibilitatea să se explorez tot. Și digital, și început, și pe film, și performanța pe film, orice. Acum am orice. Și digitalul a venit ca o alternativă. Filmul nu mai putea să spunem unde poți să mergi cu, până unde poți să mergi cu dezvoltarea unei zone. Dar a ajuns la un apogeu, acolo a rămas. N-a murit. Toată lumea zice, că a murit. Nu, n-a murit. A rămas la acel nivel. Pot să-l folosesc sau pot să nu-l folosesc. Dar digital, spuneați că majoritatea au un aparat. Eu cred că majoritatea au cel puțin 2-3 posibilități de stocat imagini digitale. Că e telefon, că e pix, că e microcameră, că e ochelar, că e ceas, că e orice. Totul captează imaginea. Artistul Hunedorean ne explică de ce este, chiar și în zilele noastre, mai ușor de lucrat cu imaginea pe film decât cu cea digitală. Digital înseamnă aparatul de fotografiat, care poate să fie simplu sau sofisticat, deci automat, cum e cel din telefon sau așa. Este aparatul foarte sofisticat care îți cere cunoștințe în domeniu, cunoștințe care vin culmea tot din zona filmului, pentru că sunt aceleași cunoștințe extrapolate la digital. În plus, trebuie să știi să lucrezi cu un calculator. Trebuie să ai un calculator care să fie din aceeași generație cu aparatul tău digital sau cel puțin din aceeași generație dacă e un aparat de vârf. Trebuie să mai știi și un program, 2-3 de editare. Și trebuie să mai ai și posibilitatea de a printa de calitate. Să existe dialogul între calculatorul meu, calculatorul plotterului sau ce vede pe monitorul meu, ce vede cel care îmi imprimă imagine. Niciodată nu va fi dialogul ăsta. E mai mult decât laborios să reușești să faci o imagine. Aici vorbesc de procente.
Da, fac o fotografie digital, toată lumea are pretenția să fie realitate. Că nu există realitatea, nu poate fi copiată în primul rând. Aparatele, orice fel de aparat e limitat. Pur și simplu este limitat. Nu are cum nici măcar ca și ochiul. Departe ideea asta. Și ochiul la rândul lui este foarte limitat. Nu vedem noi oameni același lucru. Percepția înșeală, realitatea nici nu poate fi percepută în totalitate, de cum să mai și copiez. Fotografiez un asfințit de soare, mare greșeală. E frumos, mă bucur și încerc să fur clipa aia, să fac un recurs la memorie, să o transpun într-o imagine, alb-negru, color digital, cum o fi. Dar imaginea nu e acolo pe hârtie, nu e nici pe monitor. Imaginea reală este aici dacă am reușit să o păstrez acolo. Eu doar mi-aduc aminte văzând acel ceva, acel termen de comparație. De-aia, o fotografie pe care o fac eu cu un apus de soare nu poate fi înțeleasă la fel cum am înțeles eu, cum am simțit-o eu decât mine. Ceilalți, da, au apusurile lor de soare sau răsăriturile lor de soare, experiențele pe care le-au trecut. Orice imagine e în plan mental. Fiecare dintre aparatele din colecția Hunedoreanului are câte o poveste. Din întreaga colecție de aparate, aveți vreunul preferat, pe unul pe care îl folosiți mai des decât pe celelalte sau pe unul pe care îl îndrăgiți mai mult decât pe celelalte? Nu le pot folosi pe toate, multe sunt defecte, dar n-am putut să le las. Toate îmi sunt la fel de dragi. Au povești, le vezi, le citești pe ele poveștile. Și unele sunt extraordinare, altele sunt extraordinare ca și travaliu. Cum s-a ajuns la un astfel de aparat? Ce reprezintă aparatul ăsta? Cât efort tehnic, cât efort financiar s-a cerut ca să ajungi la el? Nu cred că am care mi-e stăm. Toate îmi sunt dragi. Dar mai aproape de suflet am Globica, cel uriaș, am Mamiya RB-ul profesional, am un Leica fals, un dublu fals, vă vine să credeți, un aparat de două ori fals. Am polaroide profesionale, toate îmi sunt dragi, chiar toate. Și acel prim aparat al meu, care e o cameră obscură, practic o lentilă în capăt. Un box românesc de prin 47-48, primea după schimbarea sistemului. Se pare că are numărul 1047, serie. Avea serie pansonată pe el. Normal că mi-e drag să țin la ele. De unde le achiziționați? La început era greu să ai aparate de fotografiat și costau foarte mult. Până la schimbarea sistemului aveam nu foarte multe și mă bucuram să le am. Mai găseam prin magazine, așa mai îmi permiteam să cumpăr. Prețurile erau prohibitive dacă le cumpăram noi. Circulau foarte mult între prieteni. Uite, pot să-ți dau pe ăsta când mai întrebe, că mi-am luat altceva sau nu știu ce. Marea poveste, mi-a dus cineva de dincolo, era ceva senzațional să vezi un iașica în realitate sau un practica sau un exact avare să-l vezi în realitate. Era wow. După 89 și mai ales după apariția digitalului, au trecut pe planul al doilea, dar lumea nu înțelege ce pierde, nu înțelege. Eu văd frumusețea aparatului, dar sunt valori, sunt povești sau pagini din povestea fotografiei. Și nu e o poveste foarte veche. Aparatul de fotografiat practic începe pe la 1780, a fotografiei pe la 1827. Că înainte au fost niște aparate care ajutau pe graficien să lucreze. Pe imaginea, pe placa de sticlă, imaginea răsturnată și puteai să faci o anumită proporție corectă. Așa sunt făcute majoritatea graficilor. De la Da Vinci încoace se lucrează cu camera obscură. Deci, existau precursoare ale aparatului fără să existe conceptul de a fotografia pe substanță chimică sau a imortaliza cumva imaginea, altfel decât manual. Dumneavoastră le lucrați acasă? Cele care sunt pe film, le developați acasă? Da, eu mi le developez alb-negru. Color le duc la studiouri de developare. Nu prea lucrez color. Cu toată povestea asta frumoasă a colorului, există, eu cel puțin recunosc un singur sistem.
Technicolorul, care într-adevăr putea să facă imagine, dar lucrează cu tot o altă tehnologie inaccesibilă. Deci ca și fotograf nu ai acces la tehnologia Technicolor, era cinematografică. În rest, nu rezistă. Se lucrează cu niște substanțe absolut instabile în timp. Mi-aduc aminte de o poveste, lui Kennedy plăceau fotografiile color. Și fotograful lui trebuia să facă fotografii color, dar a fost suficient de inspirat și de isteț să lucreze cu două aparate, unul color și unul alb-negru, și de-aia avem fotografii cu Kennedy. Cele color se distrug foarte repede, indiferent cât de bună ar fi calitatea lor. Și hârtia, și negativul, și procesarea întreagă ei. Limitată. Deci dintre color și alb-negru... Alb-negru. Alb-negru cu tonuri. Sepia, virări pe culoare, au o nostalgie, o frumusețe aparte. Probabil caut și pictural în fotografie. Există o perioadă de început a fotografiei, vedeți chestia asta, culoarea a fost privită ca un handicap. Vechiul discurs dintre fotograf și pictori. Se denigra unul pe celălalt. Fotografia vasala picturii, da, într-un fel este... Discursul e foarte lung despre comparația dintre fotografie și pictură. Dar se poate susține un astfel de discurs. Chiar există un astfel de discurs despre el. În ziua de astăzi există un binare oarecum între cele două, din câte am observat eu. Întotdeauna a existat. Ați fi surprins să vedeți că de la început s-a plecat sau primul curent de generat de fotografie a fost pictorialismul. Și pe undeva eu cred că impresionismul din pictură a fost puțin generat de apariția aparatului fotografiat. Bun, tehnica era limitată atunci. Era nevoie un studio care nu avea foarte multă lumină artificială, trebuia să profite de lumină naturală, sensibilitatea era foarte mică. În spatele unei imagini sau a personajelor dintr-o imagine fotografică de la 1880, nu vă dați seama ce există. Există niște suporturi care ținea mâna așa, avea un suport care îi ținea mâna, una care îi ținea capul în spate, mascate să nu se vadă, tot felul de decoruri. De ce? Pentru că expunere dura uneori și minute. Ori nu puteai să-l ții nemișcat minute și totuși trebuia să apară clar să nu se miște, pentru că rămâneau mișcările astea, rămâneau. Bun, în timp s-au dezvoltat. S-a lucrat foarte mult pe sensibilitate. Toată lumea e datoare lui Kodak, lui Eastman, George Eastman, care a revoluționat tot, apoi frații Lumière, care au măgat pelicula îngustă, Oscar Barnack, după mine, e marele geniu din fotografie, cel care a conceput aparatele Leica și primul aparat pe film îngust. Dar avea deja cu ce lucra în 1913. Primul aparat cu film îngust a fost conceput în 1913 și e precursorul la 90% din aparatele care s-au construit după aceea, pe sistemul acesta, film pe rolă și așa mai departe. Dan Tămaș ne spune că nu există aparate bune și aparate proaste. Marca unui aparat se alege în funcție de ceea ce vrea fotograful să realizeze cu el. La un dar nu mai poți să spui care e mai bun, Bronica, Mamiya sau Hasselblad. Fiecare are o poveste. Cine a început primul? A început Victor Hasselblad, care a primit o sarcină de la guvernul suedez într-un fel foarte ciudat. Reprezentanța armatei au venit cu un aparat. Domnule, poți să ne faci și nouă un aparat din ăsta? Victor se uită la el. Nu pot să vă fac, pot să vă fac unul mai bun. Dar de fapt e un aparat KM, o cameră KM germană. Deci Victor Hasselblad și-a împrumutat modelul său de la un aparat deja existent. Ori de la aparatul ăla s-a făcut, dar l-a dezvoltat. E aparatul care a mers pe lună. Modelul 500-503, nu mai știu care dintre ele exact, a fost primul aparat pe lună. N-a avut nevoie de reclamă. Dați-vă seama. Prezint cutia cu aparatul și o poză de pe lună. Cu aselenizarea, nu? Sau o poză făcută pe lună. Ce reclamă mai mult vreau la un aparat?
Și acum nu toată lumea spune că Hasselblad e cel mai bun. Eu am la suflet. Nu am un Hasselblad, pentru că e prohibitiv prețul. Chiar și un model vechi nu mi-l permit. Mi-am permis un Mamiya RB, care e extraordinar. E un aparat profesional. La cât ar ajunge prețul unui... Mamiya sau Hasselblad? Hasselblad. Hasselblad în jur de 1000 de euro. Pe aici, pe undeva. Dar bine, depinde de câte magazii are, ce modele, câte obiective, ce sisteme. Sunt o grămadă de sisteme și pe... obiectivele sunt foarte scumpe uneori, sau de cele mai multe ori sunt mai scumpe decât aparatele. Apoi, dacă e o serie limitată, dacă e o ediție, știu, jubiliară, dacă e aparatul care a fost undeva. Acum se vând, NASA vinde aparatele care au fost pe lună. Și deja a început să facă reduceri de preț pentru că nimeni nu le cumpără la $1,000,000. În schimb, unul dintre prototipurile lui Oscar Barnack, la acel Leica 1, a fost vândut acum 2-3 ani la 2 milioane și vreo 600 de mii de lire. Deci un preț uriaș pentru un aparat atletic. Da, o bijuterie. Dar a fost number one. Cel care a dat glas la toate, undă verde pentru tot ce a fost fotografie. De-aia am spus că Oscar Barnack este geniu. Dar cu suflet. El a pus suflet. Nu l-a interesat întâi banii. A vrut să facă ceva mai bun. E emancipare. Fotografia descrie la un moment dat două stări de emancipare în timp. La prima dată, posibilitatea de a avea un portret al meu. Cine avea un portret al meu? Cine își permitea să plătească un pictor? Un pictor talentat nu și-l permitea orice. Familiile regale, nobilimea, apoi o clasă foarte bogată din burghezie. Apoi toată lumea a avut acces. Și era un eveniment, așa cum duminica dimineața te îmbrăcai, te spraiești, te îmbrăcai, te duci la biserică, așa într-o anumită zi te duceai la târg sau te duceai la domnul, să mă trag în jip, la domnul Foto Cionca Gheza din centrul vechi pe lângă castel. El avea ritualul lui, am foarte multe fotografii de familie de acolo, chiar scriu despre ele, despre emanciparea asta prin fotografie. Și apoi când toată lumea a avut acces la aparat. În 1930 nu toată lumea umbla cu aparatul în mână și te uitai după un om, se uitau după el. În 50 încă se mai uitau, în 60 iarăși. Wow, ne face poze, trebuie să ne luăm starea de a fi fotografiat. Te schimbi, imediat te schimbi, te transfigurezi în momentul care... De ce? Conștientizezi că vei apărea în ceva care seamănă cu tine și atunci încerci să cauți ipostaza ideală. Depășești zona de natural. Majoritatea fotografiilor sunt... denaturate din punctul ăsta de vedere. Sunt artificiale. Au o notă de artificial. Instantaneele, dacă reușești să faci un instantaneu bun, e extraordinar. La finele lunii august, Dan Tămaș a expus la Castelul Corvinilor din Hunedoara câteva fotografii din colecția sa. În afară de a colecționa aparate, faceți și fotografie. Fotografie chiar foarte frumoasă. Din câte am observat și dumneavoastră, îmbinați oarecum fotografia cu pictura. La prima vedere pare a fi o pictură ceea ce faceți dumneavoastră. Totdeauna mi s-a spus că am imagini pictoriale, dar asta îmi place. Ce este în definitiv o imagine? Când nu faci recurs la memorie, când nu-ți fotografiezi copilul cu primul dințișor sau tortul de la 3 ani sau mai știu eu ce, din punctul meu de vedere este o artă. Există o zonă în care fotografia lucrează ca și artă, iarăși un discurs foarte lung, contradictoriu, am fost criticat, foarte mulți au fost de acord, da. Și vorbesc de un nivel academic. Chiar și la un nivel academic sunt mulți care spun că fotografia este, da, o zonă tehnică, eventual mă poate ajuta să construiesc imagini artistice. Deci să fie un fel de materie primă. Da, în zona de hiperrealism, într-adevăr, în pictură, foarte mult lucrează după fotografii. Dar cu fotografia poți construi. Nu neapărat că există un limbaj. Dar fotografia poate să servească fotografiile, multitudine de fotografii pentru a construi o poveste. Poți să regizezi o poveste, să fac un mise-en-scène, să creezi o regie de platou efectiv.
să-mi creez decoruri și să fac un singur cadru. Se poate, sunt foarte mulți care lucrează așa. Iar în ziua de astăzi, tehnica te ajută? Și astăzi pot, și cu digital. Dar pot în același timp să suprapun imagini. Putem să fac și cu aparatul clasic. Se poate să suprapun negative, niciun fel de problemă. Este extraordinar. Doar că era mai laborios, îți cerea mai multă meticulozitate, mai multe cunoștințe și așa mai departe. Ori astăzi toată lumea lucrează cu calculator. E o chestie banală, calculator. Pentru mine n-a fost. Nu l-am iubit niciodată. Am fost obligat să-mi cumpăr calculator când am început facultatea. Și în momentul când am dat 1000 de euro pe un laptop, cu 1000 de euro îmi cumpăram un Hasselblad. Dar a trebuit să-mi iau laptopul. Și apoi a trebuit să învăț să lucrez cu el, am trebuit să învăț programe. Ce alte expoziții ați mai avut și unde? În general în Cluj, multe expoziții de grup, Satul Mare, Dej, nici nu mai știu pe unde, Târgu Mureș. Deva, Hunedoara e prima, asta din Hunedoara, dar în Cluj cele mai multe. Când a fost prima expoziție? Cred că eram în anul întâi de facultate, expoziție de grup. Multe am avut. În fiecare an aveam multe expoziții de grup în facultate. Face parte din buna desfășurare. E normal la universitate de artă. Expoziții de grup multe, expoziții individuale, cât mai multe posibil. O tematică anume? A mea? Da. Predilecții. Am predilecție pentru nud, pentru suprareal și pentru macabru. Macabru nu are neapărat o conotație negativă. Macabru poate să fie mai trist, mai dark, mai întunecos, mai misterios, mai ca și suprareal. Și pentru nud găsiți modele? Da. Cum să nu? Cum să nu? Referindu-vă la modelul pe care îl fotografiez. Acum, dacă nu găsesc un model, pot să plătesc unul. Dar niciodată m-am ferit de lucrul acesta, niciodată n-am vrut. E o diferență între a face ceva pentru că ești plătit să-ți faci meseria, job-ul și redus la zona de job, și este alta să te implici într-o lucrare. În general, modelele mele îmi sunt colegi sau foste colegi de facultate. Deci suntem formați, crescuți în același mediu. Prima ședință... Aici e de vorbit pentru toți fotografii. Prima ședință fotonud este obositoare. Pe lângă faptul că trebuie să lucrez în condițiile în care lucrez, că nu lucrez întotdeauna într-un studio foarte bine pus la punct, asta nu-și permite oricine. Și uneori te și ferești de foarte multe blitzuri, foarte multe lumini, nu, am preferat să lucrez în niște condiții mai precare, mai limitate. Dar să fii în față, tet-a-tet, cu un personaj dezbrăcat, este cel puțin stânjenitor la început. Deci poate să creeze blocaje, dar blocajele astea trebuie depășite. Mi-aduc aminte că eram 4 sau 5 colegi din grupul nostru de fotografi care ținea blenda, întorcea lumina, discutam efectiv până am intrat într-un ritm, într-o stare de firesc. Și apoi totul e foarte simplu. Contează enorm de mult cu cine lucrezi, cine ți este model. Dacă este un model inhibat, n-ai să reușești niciodată. Dacă e un model inteligent, dezinhibat, relaxat, în definitiv, v-am povestit că pentru afișul de la expoziția de astăzi, Facebook meu a fost blocat. Deci lumea confundă nudul cu pornografia. E un mod de gândire atât de limitat. Și un mod de gândire care de fapt ascunde ceva. Un om care gândește negativ, un om care vede doar pornografie în tot, e aberant. Suntem creații divine. De ce să-mi fie rușine de corpul meu? La o vârstă la care majoritatea oamenilor consideră că le știu pe toate,
artistul hunedorean, mereu dornic să se perfecționeze, s-a înscris la Facultatea de Arte. Una e un tânăr care e relativ flexibil și altul e un om în vârstă pe care s-a mai înătate, pe care îl consider rigid. Nu. După 2 luni de facultate, i-am spus unei dintre profesorii dragi, Dorel, eu trebuie să încep să învăț să fotografiez, dar chiar știam să fotografiez și cunoșteam mult despre tehnică, dar am luat-o de la zero, de ce? Pentru că în momentul când te blochezi în da, știu, nu poți să mergi mai departe. E mare lucru să accepți că mai ai totuși de învățat. Tot timpul ai de învățat. Învățatul e un, cum să spun eu, o muncă, are început, dar nu are. Un proces care începe și nu se termină niciodată. Fotografie e un mod prin care eu comunic. Încerc să comunic ceva. Nu știu dacă reușesc întotdeauna, dar nici n-am pretenția să înțeleagă toți cei care îmi văd lucrările același lucru. De multe ori nu arăt nimănui fotografiile. De multe ori îmi place foarte mult să umblu prin pădure, pe munte, oriunde. Iau aparatul cu mine și nu fac nicio fotografie. Dar mă bucur să-l am cu mine. Îmi dă o stare de bucurie și de liniște.